Doamna Marie-Elena Gabriela. Prezent. Domnul Bezărău Tenu. Prezent. Domnul Cojoc Mihai Sorin. Prezent. Domnul Gălățanu Ionel. Prezent. Domnul Hergelegiu Samuel. Prezent. Domnul Neagu Neculai Dan. Prezent. Doamna Ojoc Camelia. Prezent. Doamna Pușcuță Tanța. Prezent. Domnul Rafael Adrian. Domnul Rafael Ciprian. Prezent. Doamna Vântu Livia. Prezent. Domnul secretar, înainte de a începe, trebuie să spunem învățirea? Da, da. Slavă Tatălui și Fiului și Curea și Domnului Dumnezeu. Slavă ție Dumnezeu nostru, Dumnezeu nostru, slavă ție, slavă ție Dumnezeu nostru, slavă ție. Părate cele din viitorul cu adevărul ca tot, când ești cu Dumnezeu, misterul bunătății, judecător de viață. Vino și slăvire pe Dumnezeu și părăsește pe mine toate în tine. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tale, Sfinte fără de moarte, miliește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tale, Sfinte fără de moarte, miliește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tale, Sfinte fără de moarte, miliește pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Ca Sfântă Treime, miliește pe noi. Doamne, curățește păcatele, stăpâne iartă păcatele noastre. Sfinte, cercetează și vindecă putințele noastre, pentru că sunt Doamne, ești Doamne, ești Doamne. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Să zicem toți, Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, facă-se voia Ta, pe cum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele noastre și ne iartă nouă greșeală noastră, pe cum și noi iertăm greșiților. Și nu ne duce pe noi în ispită și ne izbăvește de cer mică. Ca Ta este împărăția puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Doamne ajută! Supunem la vot procesul verbal al ședinței din 26 februarie. Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă? Rugăm pe doamna primar să supună la vot ordinea de zi pentru care a fost convocat. Da, ordinea de zi ați primit-o, cred că de o săptămână, nu mai știu exact. Dacă aveți dumneavoastră un proiect care să o suplimentați, dacă sunteți de acord cu ea. Deci supunem la vot ordinea de zi. Cine se abține? Cine este împotrivă? Invit pe domnul președinte de ședință, Bezărău Petru, să conducă ședința. Proiect de hotărâri privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitare pentru Salubrizare Babel. Dăm cuvântul doamnei primar. Proiectul de hotărâre îl aveți, dumneavoastră știți cu toții decât consilierii de anul ăsta, nu știu. În fiecare an aprobăm o taxă pentru ADIS, pentru ADIP, pentru GA, cotizații. Anul ăsta este aceeași sumă de 3.000 de lei, așa au fost și anul trecut și cred că de 2 ani e aceeași sumă, 3.000 de lei. Pentru comună, pentru toate comunele cu locuitorii sub 3.000. Dacă doriți să știți că pentru celelalte, asta dacă doriți să știți că tipii oraș. Au. Am hotărârea. Ați adus aici, aici hotărârea la ADIS? Aia cu... Tot e acolo. Nu. Hotărârea la ADIS cu a lor. A ADIS-ului cu cotizația pe oraș și pe... Nu e aici, cred că. Ba da, cred că da. Așa, deci ADIS-ul la nivel de județ au aprobat. Pentru județul Bacău, nici nu pot citi, 1.000.000 de lei. Pentru municipii și orașe cu populația între 100.000 și 200.000 de locuitori, 600.000 de lei. Pentru municipii și orașe cu populație cuprinsă între 25.001 și 50.000, cum e orașul Onești, 80.000 de lei. Pentru municipii și orașe cu populație cuprinsă între 18.501 și 25.000, cum e municipiul Moinești și orașul Comănești, 40.000 de lei. Pentru municipii și orașe cu populație cuprinsă între 10.001 și 18.500, cum e orașul Târgu Ocna și orașul Dărmănești și orașul Bucuș, 35.000 de lei. Pentru orașe cu o populație cuprinsă între 3.000 și 10.000 de locuitori, cum e orașul Slănic Moldova, 10.000 de lei.
pentru comune cu o populație sub 3.000 de locuitori, 3.000 de lei. Aici ne încadrăm și noi. Pentru comune cu o populație între 3.001 și 5.000 locuitori, 5.000 de lei. Pentru comune cu o populație între 5.001 și 10.000 de locuitori, 6.000 de lei. Pentru comune cu o populație peste 10.000 de locuitori, 7.000 de lei. Dacă vă să lucrurile pe ei nume, dar cum vă spune eu la tine? Doamna Priva, sunt cu totul de acord că cotizația, că știu de pe timpul meu că într-adevăr se plătește cotizația, dar știți și mă frământă pe mine un lucru. Când trebuia să mergem la ADIS-ul ăsta, la Sarlujare, care am făcut, când s-a înființat ADIS-ul, s-a dus în tubiele la fiecare colț al comunii Odobești, în satul Odobești, satul Ciuturești, satul Tisa, satul Băruș. Mergând prin comună, am văzut foarte puțini pubiele, iar noi cotizăm la ei. Nu știu acum, a cui e vina? Este vina lor că nu ni le-a dat sau este vina noastră că nu ne-am dus eu? Atâta, dar putea să-mi spuneți. Vă poate răspunde domnul viceprimar care s-a ocupat personal de pubiele din comuna Odobești. Mă refer, îmi cer scuze. Pubiele mari. Contanele. Da, alea care e la fel. Asta e de 1.100 de litri. Câte ați fost? Alea sunt puse, corect, corect, sunt puse la capătul ulițelor unde nu are acces mașina, adică nu din poate intra mașina. Nu, eu m-am întrebat, câte ați fost? 20. 20, toată comună. Atâta ni s-au dat, nu la noi. Era vorba de 90 de asta, păscă. 90? Da, trebuia... 20. Întrebați-l și pe Licuță, că Licuță era pe timpul meu și... Nu, de asta de containere, atâtea. Containerele mari, 90 de răs. O parte din ele, cred că două sau trei, le-am luat de la locul lor de acolo, din cauza că am găsit de câteva ori la rând bălegari de grad, am găsit pietroaie, tot felul de mizerii. Și noi, fiindcă suntem taxați la ton, le-am luat un timp de acolo, o să le vinem înapoi dacă e... Și aveți ce strigau. Dar nu sunt șase care au fost curate, două sau câte, la Bărușa. Sunt furate, am făcut plângerii la poliție, am făcut și la Adis și la Lumprest. Dumneavoastră ați scos o porumbie la Comandă. Suntem plătiți, plătim salubrizarea la tonă? Da. Și cei care nu dau și dau zero, mai plătesc? Da. În ce bază? În baza hotărârii Consiliul Local, unde este pe persoană. Păi dacă noi plătim la tonă, primărie plătește la tonă, eu certățeanul X și nu dau gunoi și n-am niciun gram. A, care nu dau gunoi, așa vă referiți. Da. Am înțeles că nu dau taxă, n-ați terminat, ați zis care nu dau. Și n-am înțeles ce nu dau. Asta. Pot să vă mai adun la cunoștință, doamna primar, la Ciuturești, la Popovici, acolo, în fundul satului. Mașina Gra? Mai încolo din ea, de la capăt. Unde e Constantin, la pleașă, De acolo, cum trece și podul ăla la Dumbrava. Am înțeles. Așa, podul ăla la Dumbrava acolo. Mașina de gunoi nu trece, este o bătrână acolo. Eu am trecut acum pe o marcă, m-am dus acolo. Și e exact. Maria sau... Maria. Și e bătrână și nu se duce niciodată mașina. Nu numai la, nu se duce nici la Buzdugan, mașina, nu știu dacă este... Dar la Buzdugan nu vă duce nici până cu mașina. A fost, ăla. A fost. Exact la Preștia, în față este containerul, de 1.100. Nu, e mai încoace containerul, cu sus. Nu, containerul ăsta este, e la Pleșca în față, dar bătrân... în vorbește bătrân... de mama lui Pleșca. Da, bătrâna aia 90 de ani. Da, știu, 90. Da. Și bătrâna pe 90 de ani, n-are 90. Așa au zis bătrâna, eu spun cine au zis bătrâna. N-are 90. Poftim? Nu are 90. Până 90 de ani, așa s-o afirmă. Tot eu la 90, eu la 90 de ani, așa mă zis, eu la 90 de ani. Important este că va ajunge mașina. Asta. Faptul, nu trebuie. Dar eu vă sfătuiesc să mergeți de asta la vinul la Adis, că plătim cotizația asta și sunt 90 de pubiele moartele. 90 de dată. Băbele astea au fost prins în contract cu cadru, dar nouă ni s-au dat 20 de dată. Am proces legal, predat pe miri, locuri în care sunt ambasate. Asta v-am zis, că era la numărul care trebuia ridicată și la cotizația care o plătim, măcar tot ca să ne ajute comunitatea. Și erau bunii venite în comună, că cetățeanul și spune că... Și eu cred că dacă ar fi pubiele astea mari la fiecare colț sau cum ați... Da, la uliță, unde noi intrăm așa. A luat decizia să nu asta,
să depuneți la Udniță, cred că n-ar mai fi mizeria care prin comun. Poate toți ar pune, deci ar fi mai multe pubieli și ar fi coșuri din noi, n-ar mai fi mizeria comun. Mulțumesc. Mai sunt discuții? Putem? Mulțumesc. 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 Cine este pentru? Cine se abține? Împotrivă? E Adrian somn. Da, bă, stai să-l sun. Mulțumesc. Mulțumesc. E virus pe doar. Da, dar nu, seama. Dar așa au rămas când îl sun. Rău că mi-a spus. Am vorbit cu el despre toate Bună ziua! Elena! Mă vezi, dar nu știu cum să fac să te văd pe tine. Suntem la primul proiect de hotărâre, la cel cu cotizația ADIS. S-a supus la vot. Ești de acord, împotrivă, te abții. Așa, uitați-l. Da, de acord. De când mâna sus? Îl vedeți, dar auzi? Două șocă, tu să ridici mâna sus. Da, 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 cu mâna sus. Am un două. Președintele de ședință să zice am două. Am două, părinte. Am două, uite. Vrei să rămâi în direct sau revenim la următorul proiect? Cum vreți să ne place, n-am nici... Eu te lăs în direct. Da. Nu știu cum... Nu știu cum... Trece la proiectul numărul 2. Auzi. Bine. Dacă proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor Consiliului Local Odobești în Comisia de Evaluare a Performanțelor Profesionale Individuale ale Secretarului General al Comunei Odobești, județul Bacău. Dăm cuvântul domnului primar. Conform codului administrativ, în Comisia pentru Evaluare a Secretarului Comunii trebuie să facă parte doi domni consilieri. După cum vedeți, în proiectul de hotărâri, eu am lăsat puncte, 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 ca să nu creeze discuții, că știu eu ce aș avea cu cineva. Evaluarea domnilor consilieri se referă, clar, vă dați seama, la relația secretarului Consiliul Local. Restul atribuțiilor de servici fac parte din atribuțiile primăriei. Faceți propuneri. Cine doriți dumneavoastră? Eu propun pe domnul Bezrău Petru și pe domnul Rafael Ciprian. Ai vreun motiv? Nu. Nu trebuie să spunem motivul. Ei, nu, am zis așa, deși... Dar cum pun așa să părerea mă... Părerea mea. Să mai șterg din păcate. E bun așa. Atunci eu m-am țin, eu am observat. Așa este, este exact. A fost pus în față repede. Foarte frumos. Deci. Aici trebuie să ne-am țin. Știți că să mai pot face propune. Da. 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 Pe plan politic este corect. Corect, corect, corect. Da. Să mai pot face propune. Cine mai mare, la ori. Corect, dar dacă mi-e bine să mă scriu la cuvânt și eu. Da, stați un pic să vedem. Poate să mai propun.
Nu mă credeți să mai mai sunt propuneri? Nu propun nu vreau să facă dreptate. Doamne, dacă ședința e lucrată de așa fel, ce se mai... Ce se mai... Și foarte bine ce a spus domnul președinte, că sunt mai atât de păcat. Și eu, deci mai eu pe propunere acum, luat de bani. Ce-i luați dreptul? Eu l-am vot propunere. Nu, eu m-am scurt la cuvântul. Stați un pic, că dacă s-au propus și nu sunt alte propuneri și după aia vorbiți. Da. Cine este pentru? Cu două mâini. Votez Adrian pentru domnul Rapa. Pentru. Cine se abține împotrivă? Da, hai să vă scriu o leacă la pământ. Dacă îmi permiteți, domnul președinte. Doamna primar, să știți că astăzi, pentru prima dată, ați făcut un lucru foarte corect. Când ați scris nume. Dar v-am ascultat, v-am spus că eu vă ascult, doar trebuie să comunicăm atât. Până acum, după a fost totdeauna și asta. Și mă bucur că, într-adevăr, încetul cu încetul, intră pe fărașul. Eu să știți că eu analizez foarte bine ce sfaturile dumneavoastră. Nu sfaturi. Ce spuneți, părerile? Dacă le găsesc că sunt constructive și bune, eu nu mă încăpățânesc ca dumneavoastră să mă pun poață așa de împotrivă. După cum vedeți, sunt mai multe. Am venit lângă dumneavoastră. Vă folosesc hârtia pe care am lăsat-o de pe vremea primarului. V-am lăsat puncte. Mai spuneți ce doriți, că noi toți suntem la... Nu, când este legal, nu am tricolor. Corect. Nu mi-am pus tricolorul, că aia n-am fost de acolo. Legal. Dar ce găsesc... Ar fi frumos, de exemplu. Doamne ferește, nu zic că nu ar fi frumos. Asta că sunt ședințe, foarte multe ședințe, sunt... Da, nu sunt unei ceremonii, în general. Următorul proiect. Propunerea a fost supusă. Cine este pentru? Cine se abține? Împotrivă? Iar acum să se abțină cineva dacă au votat... Adrian. Era imposibil de votez propunere și... Poate greșește. Nu, că greșește intenționat. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind accesul furnizorilor de rețele de comunicații electronice pe proprietatea Comunei Odumești, județul Bacău. Da. Dăm cuvântul doamnei primar. Da, avem Orangiu care vor să vină nu numai în Comuna Odumești, în toate comunele, să aducă fibră optică. În 2013, că dacă ați văzut în proiectul de hotărâri, aveți pe undeva la articolul 3, că se abrogă hotărârea Consiliului Local Odobești numărul 54 din 11-11-2013. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că noi am mai dat această hotărâre în 2013, că am fost nisocerut și suntem obligați să dăm această hotărâre cu regulamentul, doar că din 2013 și până astăzi s-au modificat. Sunt niște taxe care să iau pe avize. S-au modificat aceste sume. Din această cauză, deci am modificat regulamentul cu sumele respective. Le aveți la sfârșit, le-ați primit? Le-ați primit, da? Deci, din acest motiv, noi... Eu am inițiat acest proiect de hotărâre. Nu știu dacă pot, nici nu știu ce vă mai pun altceva, pentru că eu aștept să finalizeze și să vină, da? Mai greu. Cred că toată lumea își dorește să aibă internet, să fim și noi... Cum ați fi și semnal? Păi e așa, presupune. S-ar fi fibra optică... Ar trebui să avem fulgi. Nu prea. Dacă nu se scrie numele, apropo, mă scrie eu la cuvânt. Să știți că, într-adevăr, sunt informat, Orange vrea să ia de la Rom Telecom
reșit la Rob Telecom, la Orici. Eu aș avea câteva întrebări dacă cu inițiatorul proiectului, doamna primar, ce să înțelege prin cutie instalată sub orice cutie instalăm noi la proprietatea, la bilita de proprietate. Ne luați taxele astea, de exemplu, dacă spunem sub clădirea rezidențială sau sub clădirea. Văd că sunt foarte taxele astea. Da, mai citiți că undeva zice că pentru persoanele particulare nu se iau taxele da, astea. Dar instituția sau regiul, dacă vine pe raza comună și pune o cutie la poartă, cine plătește? Proprietar sau... Deci o să mă interesez și vă răspund la ședința care urmează. Asta vreau, că dacă eu aprob astăzi acest regulament. Dar scrie undeva că nu plătește persoana fizică. Nu, că o regiu o să vină să pun asta sau o să-mi includă în abonament. Adică să știm de la... Ca și Rom Telecom. Rom Telecom nu plătim nică, dar în abonament plătim de... Rom Telecom, da. Plătim de instalarea, domnul. Instalarea, da, dacă îmi pune cutii la plătă. Când vă instalează, vă pune și cutie. Nu, ascultați. Eu am discutat chiar ieri, am fost sunat de la Orange, ieri am fost și facea un sondaj de 7 minute, am stat de vorbă cu dânsii și asta e pe loc. Nu, deci, dar se plătește? Nu știam că se plătește, dar... Nu știu. Mă întreba dacă că eu am abonament, mai multe abonamente pe Rom Telecom și va trece, prima dată, prima fată, va trece telefonul și internet. În prima fază. Dacă sunt de acord, dacă vă mulțumim din Rom Telecom, nu îți mulțumim cu semnal, cu semnal. Deci, asta e și la televizor, dacă plouă lecuți ca afară, dispare imaginea. Și le-am ce să zic chestia asta. Dar dacă vine pe raza comunii și o cutie este, de exemplu, mă pune să le plătesc și costul mai mare, chiar așa și-aș răspuns la chestia. Dacă sunt costuri mai mari, normal că nu te duci unii costul mai mare, te duci unii costul mai mic. La urmă mi-a pus întrebarea că unii locuiesc, dacă locuiesc la sat sau... La sat, în comun. Și de asta vă spun, ca să știm și noi, că noi aprobăm astăzi asta și după aia, după ce aprobăm, îi trezând că plătim noi, cetățenii. Și de asta am pus întrebarea. Că eu am citit tot ce a toregul, sunt total de acord. Că să știți dumneavoastră că și pe timpul înainte, asta se punea... problema că se plătească aia care ne punea castroanelele, se plătească o taxă la primărie. Și nu o plătim niciodată nimeni. Asta. Spunea problema. Îi aduc aminte pe tot. De asta vă spun. Mulțumesc. Propunem la vot. Cine este pentru? Cum votează, Adrian? Cine se abține? Am în două mâini. Împotrivă? La revedere, mulțumim! Discuții. Dacă sunt discuții. Deci proiectul s-a terminat. Da. Dacă ia nimeni nu se scrie la cuvânt, mă scriu la cuvânt. Aveți cuvânt. Mulțumesc. Poți să-i pun și o întrebare domnului Sani? Domnul Sani a fost primar de Coronața Comunii Odobești. În 2015, nu? Sau 2016? Interimat. Ați scos și dumneavoastră comună Odobești un an de zile. Eu, în calitate de primar, înaintea dumneavoastră, înaintea mea au fost, după mine, au fost Burcă. Ce datorie a lăsat Gălățanu Ionel, fost primar al comunei Odobești timp de 9 ani de zile, ce datorie a lăsat? Dacă vă aduceți aminte sau... Gălățanu, acum ce încercați să vă zic eu cine răzut, dar să citit raportul Curții de Conturi, ședința trecută, și cum spun, e destul de clar. Și eu găsit curtea de conturi. Doamna a scris eu, nu a scris doamna primar, nu a scris nimeni altceva. N-a scris dumneavoastră. Da, adevărat, așa este, domnul viceprimar. Eu trebuia să-mi aduc aminte de contractul ăla din 2008 și a dumneavoastră de 6 ani nu mai aduc aminte. Haideți să clarificăm o regulă. Știa și doamna primar și știa și să-i răspund și lui domnul Cojoc Sorin. Domnul Cojoc Sorin, la ședința trecută, a spus că a fost două contracte pe același drum. Da, domnul Cojoc? Da, nu scrie în decizia așa. Scrie în decizia așa. Doamna primară, vă rog frumos, dacă vreți să răspundeți, contractele de-ați făcute pe același drum, dacă vrea să-ți răspundă, doamna primar. Nu, eu mă mai uit o dată și la ședința în care vine răspund. Contractul ăla, domnul Cojoc, a fost... Nu e o decizie, nu e contract. Contractul care a fost, care spuneți dumneavoastră din decizii, și în decizii poate să greșească. Asta da. Înseamnă că nu am fost informați greșit. Nu. Dumneavoastră știți mai bine. Nu, dar doamna primar, știu că a fost de la curte. Știi foarte bine că a fost aia de la curte și
Și da, nu vreți să mai repetați mai... întrebarea asta cu contractul? Contractul, acele două contracte au fost pe același drum. Deci, vreți să citim? Putem citi. Da, e o frază, nu? Da, da, da. Care spune că... Da. Așa, se poate răspuna pe alta. Eu ce-am înțeles greșit? Eu ce-am cerut să fiu n-am. Dumneavoastră, cum ați înțeles? Comuna Odobești, respectivul... Asta au scris pe Comuna Odobești, că era betonate alele în satul Odobești. Nu mai scris satul Odobești, și-au spus cu Comuna Odobești. Și le-a găsit, am înțeles că și aia la curte le-a găsit și sunt executate. Doamna primar, ați afirmat dumneavoastră în ședința trecută că ați găsit lucrări neexecutate și plătite. Da, nu, eu am împărțit și eu, că ce scrie acolo, nu eu am afirmat. Păi da, dar stați o chestie, haideți să mă denunț la... Mai ales că suntem la... Nu, dar e public, de exemplu. Da. Asta suntem la o televiziune publică acum, da, nu? Da, nu știu. Nu-i public? Cum e, privat? Da. Nu, Gălățană, dar nu acuzați persoanele sau cum era? Că... Nu, că m-ați tocat și trebuia să ne aduc eu aminte. Contractul cu Cornia a fost semnat în 2008. Deci iar ați adus la contract. Din 2008 și până în 2021 sunt 13 ani. La 13 ani. Și v-am spus că mi-am adus aminte perfect. Iar domnii consilieri, majoritatea consilierilor, au impresia că drumul ăla de la Citurești sau DC22 trebuia să fie betonat șanțurile, cap coada. Că așa a zis domnul cu jocul ăsta. Și nu este adevărat că din cauza că este prins în contract acolo... Ai scrie pe metri liniar, domnul. Dacă vreți să mergeți să măsurăm... Oricând vă stau la dispoziție... Nu, dar ai scrie în metri liniar. Poate am înțeles lucrarea care cuvindea în execuția de șanțuri tereate în lungime de 3160 metri liniar. Dacă vreți să mergeți la rigole tereate în lungime de 25 de metri liniar și șanțuri de pământ în lungime de 5400 metri liniar. Eu... Bănuiesc că până la Citurești câți kilometri, câți metri ne sunt? Dacă sunt 5400 odată, 3160 odată, mă duc la ideea că sunt aproape 10.000 metri, 5.000 și cu 5.000. Da, și dacă își amintește totuși cineva că în 2016, după Curtea de Conturi, au fost făcute aceste lucrări? Da, betonate, în fața școlii. Păi unde... și tocmai, da, dacă a fost făcut și a fost plătit, vă rog frumos să mă reclamați, vă rog frumos să denunțați. Domnul Gălățanu, haideți să ducem oameni în eroare. Nu. Ducem oameni în eroare, cum spuneți dumneavoastră. Citim asta de 100 de ori și eu același lucru înțeleg. Păi... Dumneavoastră știm pe cine contraziți, pe mine sau Curtea de Conturi? Când nu înțeleg? Eu vă contrazic pe dumneavoastră. Păi și atunci, eu am 10 clase și asta am înțeles. Dumneavoastră aveți facultate. Ce ați înțeles de aici? Păi da, dar ce am înțeles de aici? Da. Eu știu foarte bine cu contractul ăla care e făcut cu a doua firmă, este făcut în satul Odobești, nu este făcut în satul Citurești. Nu, stați că amestecați lucrurile. Este un pic, domnul primar, da, domnul Gălățan, da. Opriți-vă. Deci, iau dați, domnul Cojoc, opriți-vă. Deci, în primul rând, că contractul despre șanțuri, vorbim despre alt punct al Curții de Conturi, iar lucrările neefectuate, vorbim despre alea 2 miliarde. Sau de sus, da. Da. Deci nu amestecăm lucrurile. 8-2, da. Domnul Gălățan se referă la 8-3. Dar asta cu contractul, ia ceva, nu cu șanțurile, două contracte. Contractul cu Comnefu, cum a spus domnul Cojoc, la contractul cu Comnefu, că s-a plătit, asta au venit cu inflația și contractul și l-am plătit conform inflației. Dar ne-a justificat, corect. Da, am plătit. Da, m-am dus, m-am documentat și eu și asta. Iar șanțurile la Citurești, să știți că ce a fost plătit, a fost executat. Iar contractul ăla, la următorul punct, ce spune doamna primar, că același contract care a fost cu șanțurile, a fost în satul Odobești, nu a fost la Citurești. Bun. Asta ca să spun. Știți ce vă sfătuie domnul Gărățanu? Lămuriți asta cu Curtea de Conturi și atunci nu mai suntem nici noi informați greșit. Înseamnă că Curtea de Conturi nu a informat greșit pe noi. Este... Atunci... Păi ce ați dedus dumneavoastră? Ce ați dedus dumneavoastră? Atunci Curtea de Conturi, dacă Curtea de Conturi, când a fost cât timpul meu, doamna primar avea 600 de milioane. V-am mai spus data trecută că greșit. Nu, vă spun că vreau să repetați vorbim așa doar ca să nu știu eroare, dar nu. I-au zis 1 miliard. Și să-mi arăte și mie o chitanță, că arăt o chitanță de 300.000 de lei plătită de mine. Și vă mai spun ceva, domnule consilier. Toate hotărârile de hotărâri judecătorești, singura hotărâre de judecătorești care e câștigată de Comuna Odobești, este câștigată împotriva mea ca să plătesc eu aia 600 de milioane. Da, eu am înțeles că aici nu e o hotărâre judecătorească. S-a tot uitat să amestec treburile. Aici este vorba despre lucruri, iar în imputația Curții de Conturi pentru mine, mi s-a imputat salarii. Salariile pe care domnul Gălățanu
Eu le-a dus dispoziția prin care m-a dat afară. O semna la primar cu stânga, probabil și la secretar cu dreapta, tot dumnealui. Și m-a dat afară din 2012. Curtea de conturi a venit în 2013. Dumnealui, că n-avea de unde să știe curtea de conturi de acea dispoziție, le-a dus dispoziția că eu nu exist, adică îți dat afară. Și atunci au calculat acele salarii. Bineînțeles că am făcut contestații, eu m-aș fi bucurat la vremea aia să mă dea afară, pentru că dumnealui, în calitate de primar, eu am participat la validarea Consiliului Local. După aia, dumnealui repartiza corespondența. Dacă știa că m-a dat afară, în afară de faptul că nu mi-a adus la cunoștință ca să pot să contest acea dispoziție, în afară de faptul că o semna și la primar și la secretar ce era abuz în funcție, trecem peste astea, scria sus, doamna Ojoc, doamna Ojoc, doamna Ojoc, hârtiile există, adică corespondența, cum fac și eu acum, cum fac toți primarii, nu numai dumnealui, adică eu asta n-am înțeles-o nici atunci și nu înțeleg de ce aduce vorba din nou, că dacă nu aducea eu, nu discutam astăzi, despre lucruri, deci dumnealui știa singurul când m-a dat afară și tot dumnealui dădea de lucru. Eu asta n-am să pricep. Păi să răspund și eu? Răspundeți! Dacă dumneavoastră ziceți că v-ați dat afară... Dar v-a dat dispoziția! În 2012, a doua zi după alegeri, când m-a sunat și a spus că să veniți la serviciu... Domnul primar, dar există dispoziția, domnul prea dumneavoastră! O să o aduceți o dată! Normal că o să o aduc dacă vreți! Să aduceți dispoziția! Dar transformăm ședința de consiliu în... Nu, chiar vreau să clarificăm pentru tot. Da. Vă rog frumos să spuneți și cu baza sportivă, că și la baza sportivă a spus că eu am plătit asta și să-i explicați cu domnul consilier că, într-adevăr, dacă s-a făcut o greșeală... Am explicat și atunci. Nu. Dacă s-a făcut o greșeală, atunci... Am explicat și atunci. Era coborul cumpărat după ce s-au plătit lucrările. Asta e explicația. Dar explicați exact cum o stau lucrurile. Că s-a plătit coborul, de exemplu, s-a plătit din banii școlii și după aia era factură. Factură era... Atunci s-a explicat cum că nu ați fi atât de vinovat. Exact. Deci nu ați spus nimic. Așa s-a dat. Am plecat cu ideea că acolo nu e... Și la contractele astea două care sunt, sunt vinovat că trebuia să s-o făcut la cituriești două contracte, da? Eu am citit. Așa, domnul Gălățan, nu luați, îmi băgați cuvinte în gură care nu l-am zis. Vreți să mai citim o dată? Nu, dar dumneavoastră cum ați înțeles? Păi eu asta am înțeles. Nu, păi asta intenționa să mă enervați, vă spun eu. Dar dumneavoastră ce ați înțeles de aici? Păi dumneavoastră ați înțeles așa? Așa am înțeles. Eu am venit azi să vă clarific. Că nu e așa. Că nu este așa. De exemplu, și poate să vă confirm nici doamna primară. Am spus atunci. Ca să nu mai fi convins că asta. Doamna primar, eu am fost în comună acum, am mers foarte mult în comună, dacă luați în seamă, drumul de, pe măsura 1-2-5, realizat în comună Ocarești. Vorbesc de agricol. Da. Toate podurile sunt înfundate, foarte, foarte multe borni care sunt plătite din bani publici sunt scoase. Dacă ați trecut pe acolo, sunt scoase niște borni. Pentru borni și pentru semne am făcut adresă la poliție, iar astea... Nu, sunt bornile de mici. Le știu care sunt. Scoase de plug. Scoase, da. Dar nu scoase și chiar și de oameni. Am văzut eu nu știu, eu am reclamat și vă spun clar că l-a reclamat primarul. El știe, i-am făcut adresă la poliție, cum eu arat o... Sunt șanțuri foarte pline. Și acum, ca să vă spun ce este bine și pentru dumneavoastră, că toate podurile de la deal care vin asta, vă vine apa și vă vine o grad. Știu. Asta... Deci vedeți că n-am mai făcut gard. Eu am dat drumul, urcă până... Am trecut și întinsa Silvestri, mai este apropo de poduri și poduri de la domnul Ilie Apostol. Sunt foarte mulți consilieri la Platința, nu știu dacă o să vadă. Podul de la poartă. De la pe partea aia altă. Sau ăla de la Radu. Da, este plin. La Radu e altă problemă acolo. Nu, dar e înfundat podul. Știm. Nu se duce apă. Știm, deci nu are unde să se ducă acolo. Păi cum, nu se duce în părău? Asta acolo sunt alte probleme. Să mai vorbim. Dacă a spus într-o ședință că sunt ce? Nu, dar țineți minte tot? Dacă ați notat cum? Da, hai să știți. Dar e normal, dar eu nu notiez cum. A spus să țineți cont că am fost la Cipurești, tot de acolo la... Pentru pub, da? Da. Sunt niște locuințe, că să intre și ei legalitate. Da, unde? La Cipurești? Tot la Cipurești.
Tot acolo la Popovici. Tot la Flori acolo? Da. Într-un secundul ăla sunt niște clasă chiar acolo. Acolo este. Asta nu uitat eu. Aici și eu vreau să aduc. Da, este o diferență între ce cunoaște dumneavoastră. Până deci, la Rapaile. Este unul Rapaile făcut ultima clasă. Da. Asta acolo este, terenul este în intra-Vilan, doar că domnii au refuzat să scoată autorizații. Cel puțin ăla cu Bila. Nu știu cine e ăla, a cui nu știu, nu știu dacă... Nu, Claudiu. Este, m-am uitat și este prins. Eu nu m-am, da. Eu nu m-am dus să văd, da. eu o să vă spun ce... Dar nu mai mă uit odată eu, și... Eu de asta vă, o să prindeți să... Da, da, ca să vedeți să... același lucru. Nu știu cum îl cheamă, dar știu că-i cumpărat terenul de la Zaharia ăla care intra la Arhivie. Dacă se poate acum în primăvară să se aducă înainte de parc, dacă se aduce niște mașini de piatră, este... Imediat după buget să aduci piatră. Este dezastru pe la Bienoni, Mardare, pe la... Și acolo, la Popovici, este așa, la Buzdugan. Eu am fost acum în comună și am văzut asta. Eu am mai spus că piatra mănâncă mai mulți bani decât asfaltul, pe total, în cursul a câțiva ani. Da. Pentru că plouă, o ia, o duce. Da. Domnul Vici, când ați venit la mine la poartă, ne-a spus ca să vin cu cineva, de exemplu, că se închirieze centru. Dacă sunteți de acord cu oamenii, inginerul, am vorbit cu inginerul care are materiale de apa și canalizare pe raza comună, sunt dispus să facă, să plătească la primul decât să o ținem așa pe degeaba centrul ăla, de exemplu, și sunt dispus să încheieți contract cu dâșii și iar la contract să specificați la urmă să vezi da vărui. Oamenii sunt total de acord, oamenii sunt... Eu v-am să-l adus... dăm vărui? Nu, să-l dăm vărui tei la urmă. E, păi, dar a fost în stare să-și facă curățenii, dacă e... Curățenii s-au făcut, de exemplu, dar nu știu dacă a fost dumneavoastră acolo în asta. Haideți să acum, de exemplu, mergem tot. Au filmat niște treburi care n-ați fost niciodată și nu știu cine v-a spus, mergeți în comună și pe aia. Păi nu, că a spus vă întrecul la ședință că ați fost și ați făcut curățenii. Afară. He. Am dat cu var. Și înăuntru ce era? Nu m-am dus înăuntru, eu nu m-am dus. Pentru că domnii ăștia care lucrează, beau cafeaua la doamna. Așa că... nu se știe ce spune doamna. Așa că... Adică se lau. Da, adică nu se știe ce știe doamna de la ei. Știți? Pentru că oamenii vorbesc... Ați fac în aveta. Da. Contractul ăsta cu televiziunea. Da. Îl plătim din bani publici, nu? Da. Oamenii bătrâni, bani, eu vă spun ce bani. Da. Mai dau un mic. Doar televizate. Dacă dau un părul, și o să dacă tot să plătesc din bugetul local și de asta, ar vrea să mă aduce și din țările acolo. Dar ce nu-i lasă? Ce face la ce televizor? N-au... Da, mai vine un copil, mai vine un nepot, tot vă duceți din poartă în poartă, mergeți și le arătați. Doamne, să vă spun, dă-ți să mă plătesc, poate cumva și nu știu eu. Păi, dar nu, că dacă tot spuneți că umblați pe în comun. Am uitat așa de răi. Eu le înțeleg pe aceste doamne, cum mă înțeleg și pe mine, pe vremea când era caravana cu filmul și venea filmul la căminul cultural și ne adunam cu toții și vorbeam și uitam la film. S-a citit doamna Orduc Camelea, de exemplu, eu nu știu de ce să... Asta când te puteți să mă duce, dar ce nu te duci tu? Băi, eu n-am acum, dacă... Dacă n-ai timp, nu s-a duceți cât să nu-l trimiteți pe altcineva? Am înțeles că în magazinul dumneavoastră de la Citurești, deja să urmăresc aceste ședințe. Sau la domnul Cojoc, un exemplu. Nu știu de ce să vă spun, ce se tot mai bani la următoare. Nu e nimic de... Adică nu e ceva de rău. Informarea cetățeană. Dar tot chestia, n-am zis că e rău. Adică mă gândesc că într-un spațiu mai larg ar putea încăpea ca așa... Da. Dar vreau să puneați în magazin. Chemați-i la magazin și faceți public cum face și domnul Cojoc. Cum se face și la Citurești la magazinul dumneavoastră? Nu se face ședința publică? Chiar nu știu dacă se face. Nu, să moră de tine. Dacă pe cuvântul meu, dacă nu știu, dacă nu știu, de exemplu... Nu cred. Eu nu cred asta că nu știu. Adică acum noi suntem informați că la domnul Cojoc se dezbate ședința publică acolo și o arată și este foarte bine cu om cetățeanul din comună. Uite și ce discutăm aici. Vreau și eu să vorbesc aici. Eu acum țin cu domnul Gălățan. Nu, dar nu știu. În magazin la dumneavoastră îl înjură de nu mai poate pe asta. Știu eu. Dar n-ar ști. Cred că ar fi răzbunat.
voi. Dar ce asta nu știți? Nu. Dar haideți să clarificăm. Nu sunt magazin în limene. Domnul, eu nu m-am niciun magazin de raza comunii și nu sunt magazin în limene. Ai fost, au fost amele până în 2004, iar din 2004 și până la ora actuală, sunt date pe hotărâre judecătorească. Eu am înțeles, dar nu trebuie să ne explicați problema asta. Da, că tot în familie acolo. E Cristian Gălățanu acolo, nu e familie. Familia e de la data de... Dar avem nimic împotrivă. Dar nu avem nimic împotrivă, puteți mai deschideți. Păi sigur că da, noi ne bucurăm. Dar aș putea veniți cu venitor la bucetul. Asta... Asta... Eu vorbesc cu Gălățanu, nu-mi veniți. Nu, nu, lasă-l. Nu-mi veniți. Nu-mi dă nimic. O vorbă. La urmă. Doar o vorbă să mai... Da, o... Putea vă spune. Bă, ca să vreau să deschidem. Dar tu, cum spune, dacă... Nu să înțeleg rațiunea ta, eu să înțeleg rațiunea ta. Tocmai asta au spus și domnul Codruța, că a fost atent. Dumnealui înțelege și eu citit dumnealui. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți. Nu, 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 trebuie să înțelegeți. Doamna primar, dacă la următoarea ședință vă rog să aduceți și mie toată documentația ce-o sta la bază. Dar de ce trebuie să așteptăm până la următoarea ședință, domnul Gălățanu? Să ne aduceți ce datorii Gălățanu Ionier și să vedem dacă se putea. Domnul Gălățanu, asta, dar de ce trebuie să așteptăm până la ședința următoare? Dumneavoastră puteți veni oricând doriți. Nu, 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 dacă vin eu, nu, nu, să înțelegi, să vin aici ședință de Consiliul Local, să fac toți consilieri. Nu să vin eu, că eu să vin, eu să știți că când vin eu singur de zeci ori, eu spun, să vorbește altceva, dacă în ședință să vorbește altceva. Și eu vă rog... Dar ce aici privește datoriile, nu cred că vorbesc altceva. Nu. Că mai vorbim despre una alta, asta e altă treabă. Acum, trebuie să recunoaște și dumneavoastră că vă place să vorbiți cu mine. Nu vă place? Ba da, și toată lumea place. Nu, 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 eu vorbim, eu mă refer la mine, nu știu cu restul. Deocamdată sunteți primar, păi, avea sunt. Și chiar dacă nu eram, tot vorbeați cu mine. Vorbeam cu ce nu vorbesc. Deci, dar ce mi-ați dat ceva, asta s-a mi-ați făcut rău, mi-ați făcut rău, mi-ați făcut rău, mi-ați băgat și mi-ați făcut rău. Așa, m-am băgat în șchiuții. Ce rău puteți să mai faceți acum, adică să-mi luați casă? Da. Singurul rău care puteți să-mi mai faceți, m-ați băgat în bușcării. Eu. Datorită dumneavoastră. Mi-ați câștigat, domnule, nu ori să rabă, Dumnezeu să o rete neam între Cristian de Sfințe, să-i fii țărna ușoară, de exemplu, acolo, că v-a spus, dar trăiești în nevasta lui și poate să confirme. Așa, dar al doilea, de exemplu, eu vă mai zic dumneavoastră, o singură hotărâre din când sunteți primar de 6 ani de zile, din când sunteți asta, o singură hotărâre care e câștigată de primăria Odovești, ca să plătească la primăria Odovești, este Gălățanu Iulia. Dacă mai dați o hotărâre. Dar n-a mai făcut nimeni. Ba da, ați făcut cu Isachi, care ați pierdut, nu ați mai făcut. Ce Isachi ăsta? Care a făcut garajul. Ați făcut cu șoara. Iar spuneți că astăzi că veneți cu hotărârile. Păi nu, că au făcut cerere, vă le aduc. Nu credeți că am uitat. Nu, nu. Și nu, să... dar nici nu sunt convinsă că nu uitați, dar doar nu aveți vizionare. Și ar să vă mai aduc la cunoștință, chiar m-am îndepăsat de el la CNI-ul. Da, la, și nu am. Ba da. Așa. Aveți studiu de pus de freză, pe căminul cultural și tu ești. Așa. Mișcați-vă cu documentația, vă spun cât mâini este ăsta. Eu vă spun să vă mișcați cu documentația ca să primiți finanțare. Este luat numai în considerare. Asta e de apel spre finanțare. Este în analiză tehnică. Da. Dar trebuie să depuneți... Am primit adresă, nu mai avem ce depune, numai dacă mai găsește, clipsește ceva. Nu, nu, să depuneți de acum să pregătiți proiectul tehnic. Să-l aveți. Mai sunt și alte discuții. Păi când, dar nu mă las să vorbesc acum. Da, 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 da. Da, 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 președinte poate să suspende ședința. E președinte de ședință. Doamna consilieră, eu nu știu dacă trebuie să vă adresați la adresa mea, adresați-vă acolo, scriți-vă la cuvânt la domnul ședință și dați-vă, că și așa, dar de asta am venit eu până acum târziu la ședință. Unde v-am spus și de ce am venit târziu la ședință, că am venit să vedem într-adevăr dacă se spune vă rugăciune. Chiar dumneavoastră erați președinte, când spuneați că puteați să spuneți dumneavoastră. Rugăciunea vă spune fiecare învățatului acasă. Nu, 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 și aici da. Ce să spune, de exemplu, să vă spun de asta. Era Dumnezeu să se ajute să-i dea sănătate lui Petrică Bodun, ședințele care țineam înainte. Nea Petrică era singurul care spunea întotdeauna. Știți ce se spune, nu? Din cauza că spunea rugăciunile și era plin de păcate, au ajuns așa. Poți să ne spun, poți să ne spun și eu de exemplu, strigi pe păcat să dacă așa e voia. Dacă așa e voia lui Dumnezeu, dacă așa e voia lui Dumnezeu, da, să vă spun. Da, trebuie să vă impuneți în ședință. Mai are o lună, lăsați-o. Ce? Lăsați-o.
ce a dorit de gafa care a făcut-o astăzi? Vrei să iei o cartonaș roșu? Opa! Așa e acolo la PNR? Crezi că la PSD fiecare zice și vrea și vorbește cu vreau. Deci implicați acum PNL-ul aici. Știi că eu nu cred că v-a primit cineva cartonaș roșu la PNL. Păi dar nu, dar discuții... Organizația PNL... Ești cartonaș roșu de la cine? De la noi nu? Domnul, dar întrebați-l ca să spun. De la care urmăresc ședința. Organizația Liberare a Avut. Nu-i televizată. Organizația PNR, să discutăm organizația PNR. Aici să discutăm probleme de consiliu local și a consiliu și a probleme de primărie. Da. Nu discutăm aici ce avem, că să zicem cu politică, să... Da, dar asta sunt probleme personale. Asta mi-era o idee zicomă. Domnul consilier Neagu, dacă considerați dumneavoastră că sunt probleme personale, să vă spun dumneavoastră, că să fiți și dumneavoastră în postura mea, de exemplu, să fiți acuzat pe nedrept, eu nu cred că... Eu am văzut că ai sărit atunci când ți-o zis că eu bă la mai imputat cu din contra. Am văzut că ai sărit. Auzi? Păi ce? Și de ce? Auzi, dar ce ai sărit atunci? Păi de ce am sărit? Păi nu-i corect. Și da, la mine dacă nu-i corect, de exemplu, eu trebuie stat. Adică am văzut. Și toate problemele care le-am adus astăzi aici la... cunoștință în consiliul local, le-am adus despre Comuna Odonești. N-am adus nicio problemă. Când ai aduce o problemă despre mine, să vă rog frumos să mă atenționați, atunci să nu se facă. Când ai aduce despre mine, de la Țanul Iulian, că trebuie să facă mie șansă la poartă, sau să facă ceva la poartă, sau să facă asta. Mi s-a spus că sunt, eu aștept să-mi tai și brazii la poartă, când, dar nu-i tai. Nu, no, filmarea aia o reluăm. Da. Păi da. Eu v-am spus, nu e adevărat, vedeți că duceți, iar vă spun, duceți lumea în eroare și așa spuneți la oameni că eu am spus că vă tai brazii, eu. Nu, am spus că, și dumneavoastră a spus, va aproba proiectul și nu i-a aprobat niciun proiect, dar spidomie în public, de exemplu. Sta să reluăm. Va să tai și lumea. O pic, răbdare, calmați-vă până atunci. Era vorba despre domnul Rafael Ciprian, zice așa, cei de la 416 se curăță șanțurile, dar nu la oamenii gospodari. Exact. Domnul Gălățanu și nu sunt de acord. Da, mă lăsați pe mine. Nu sunt de acord. La toată lumea, că toată lumea plătește impozite și taxe. Eu i-am zis așa. Haideți, domnul Gălățanu, vreți să vină ăsta, cum îl cheamă, Casmir, cum îl cheamă, să vă tai brazii, că așa nu știți cosască. Și el, dumneavoastră, zice, nu trebuie, pe și îi tai eu. Da, puteți să-i tăiesc, dacă nu-i tai, chiar și eu că spui domnul. Nu n-am zis că puteți să-i tăiesc, că eu n-am zis că vii tai, v-am zis așa, și așa este, cum vă spun eu. Când vine unul ca Botea sau ca așa, ca Smir, cum îl cheamă, tai tă și găsăști, el nu stă să... Da, e adevărat, doamna primar. De exemplu, aia ca Botea și ca asta, este un reprezentant al primării, de exemplu. Am înțeles că aveți doi viceprimari acum. Da? Cine mai este? Doi viceprimari. Da? Nu ați puterea vicelui primar. La Bacaros, că nu sunt doi, așa pe orice. Poate o glume cu dumneavoastră, asta nu înseamnă. Ei, dar eu acum mă dă. Tot ce e glumă, luați în serios. Ei, normal, are voie să glumească cu mine, eu n-am voie să zic nimic. Aveți voie, dar luați gluma ca atare, nu trebuie să transformați acum în... Dar eu tot îmi v-am zis-o acum de... Bine. Știi ce ziceți dumneavoastră de transformat? Și nu se vede la nivel de comun, că aveți voi mici primar? Nu se vede că umblă cu mașina primăriei, de exemplu, umblă foarte mult... Vedeți dumneavoastră cu mașina primăriei nu-i doar primarului numai, că pe vremea dumneavoastră era nas la volan. Eu știu că acum când nu vedeți pe Nicuță, nu puteți să-l vedeți. Nu e adevărat. Dar ce... Nu, dacă o să arunca Vasilar și nu v-ar deranja. Nu e adevărat. E adevărat. Sunt din Nicuț să merge cu mașina cu Loganul Ros. Cum să nu meargă? Nu, am ieșit, de asta cu... Emanuel și-a dus în parcare la Bănăstirii și-a pus frâna și-a dat pe ea în zăpadă și-a plecat și-a sub Emanuel. Dar unde-i dat-o de Emanuel? Atunci e da. Gândim la Emanuel la Logan și a ajuns prin un casinetul, bă Emanuel, s-a uitat ceva, de exemplu, păi am intrat în zăpadă și când mă duc la service, o băgat un așa fel de dovedit, ăla mai, scutul ăla. Era mai tare, zăpadă. Ce spuneți de exemplu? Să nu spuneți că nu o mers cu mașina primăriei, cum o mers la Logan Lățam, nu e adevărat. Așa să faceți, dar că domnul Burc se duce înapoi la PNL, că am înțeles că e curtat și nu va mai vrea să lucreze ca salariat. Să duc. Da. Îl primiți în organizație? Ați bine că a zis că nu discutăm despre partea. Dar stați o chestie. În organizația PNR nu sunt numai eu. Suntem un grup acolo de asta. Nu-i bine, dar acum toți care sunt în organizația asta, cel puțin care îi văd eu la ședințe, da.
Nu cred că au avut un cuvânt de spus. Împotrivă. De ce? Și dacă nu ești roșu. Adică n-ar avea curat spune că nu. Doamnă, dacă tot ați deschis subiectul ăsta, când a propus la Comuna de Vărbare, din 13-5 au votat împotrivă. Și ați făcut mai zis ceva. Am propus-o ca să o exclude din organizația PNL Odobești și din 13 care au fost, 9 au votat pentru și 13-5 au votat. Dar pe cine se excludeți? Pe Bari. Și 5, și nu mai spuneți de asta mai dat, că dacă acasă m-ați propus, m-ați provocat să vină și părere. Și nu a fost unanimitate de voturi din 13-13. O să face, ba da, au fost și de ce spuneți? I-au votat pentru? Nu s-a ținut. Ei, o faci parte din aia 3, înseamnă, sau în care... 5, oameni, nu 3, 5. Am terminat, mulțumesc, domnul președinte. Da. Asta chiar e interna din asta. Mulțumim pentru participare. Nu, nu se vă iau la PSD, doar că vreau să...